atmosferă de sărbătoare la școala Zanfira din Lipănești. 35 de tineri din 5 sere au vizitat ieri unitatea de învățământ în cadrul unui proiect derulat prin programul Erasmus+. Tinerii din Bulgaria, Grecia, Macedonia, Portugalia și România s-au bucurat de dansurile tradiționale pregătite de elevii școlii și chiar s-au prins în joc într-o brașoveancă. Sunt bucuros în principal că sunt încă o dată recunoscut ca prieten al asociației Se Poate și în felul acesta să vă găzduiesc pentru a patra oară ca activitate în cadrul școlii Zanfira și de fapt pe întregul teritoriu al comunei Lipănești. După cum se vede, copiii școlii Zanfira sunt prieteni din totdeauna, se vede, cu tinerii care participă în programul Erasmus. Putem spune că suntem înfrățiți cu această minunată comună de pe Valea Tăgajenului. Eu fiind ploieștean de origine și în facultate fiind profesor în această zonă. Drumeția tinerilor sosiți să exploreze tradițiile și obiceiurile care ne definesc cultura a continuat la Cerașul, localitatea unde activitățile proiectului se desfășoară. De data aceasta, participanții au explorat unelte meșteșugărești, țesături și îmbrăcămintea din vremuri trecute la Muzeul Satului din Cerașul. Proiectul la care participă cei 35 de tineri se numește Meet and Greet. Este organizat de Asociația Se Poate și finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.